Da. Întrebare. De ce copiii nu vor să doarmă și să mănânce? Adică, practic, astea sunt două dintre cele mai mari plăceri ale vieții. Să dormi și să mănânci. Și mai cu seamă când cineva îți face să mănânci, îți aduce mâncarea la guriță, câteodată te și ajută să mănânci, iar la somn îți face masaj, îți cântă ceva. Ok, poate nu e cea mai bună voce, dar totuși îți cântă ceva. Și tu refuzi și să dormi și să mănânci. De ce? Am primit de la Meloni frigiderul ăsta pentru cosmetice, care este atât de drăguț. Avem și niște accesorii. Stai, mami. Avem și niște curlers pentru păr. Niște stickere. Mami! Mami! Așa, ăsta este un prosop. Avem aici un serum pentru față. Abia aștept să-l folosesc și să-mi pun toate cosmeticele aici și să stea în siguranță în aer rece. Voiam să fac un story în care să spun că până și doamnele care sunt la fel de nepricepute ca și mine în ale coafatului, aveți o șansă cu Dyson. Deci, cu Dyson puteți să vă coafați decent. Decent. Deci, nu ceva extraordinar, dar măcar decent. Așa că nu este totul pierdut, ca să știți. Să ne arătăm în cea mai bună forma noastră. E rochie mulată, mă strânge un pic în talie, ceea ce e perfect, pentru că dacă nu te strânge ceva și nu suferi un pic, nu e bine. Cum este perioada acum cu cel mic, care începe să pună tot felul de întrebări și să te surprindă? Ce curiozități are? Care este întrebarea care te-a lăsat mască? Este una dintre cele mai frumoase perioade. El a început să vorbească, vorbește mult, sigur, întreabă, povestim mereu, avem mereu subiecte.